Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Băi, n-am mai jucat de foarte mult timp. Cred că ați văzut și voi, am mai postat un singur episod în ultima săptămână. Așa că hai să revenim cu episoade zilnice de Brawl Stars. Hai să vedem pentru început ce găsim aici în Daily Deals. Avem 18 coins și în Brawl Pass avem aici câteva quest-uri, da? Să jucăm, să câștigăm 3 meciuri în Gem Grab și să distrugem 9 inamici în Brawl Ball. Ok, și mai avem un special event care ne cere să completăm boss fight-ul. Ok, și season quest-urile la care s-au mai adăugat câteva, pentru că dacă n-am mai jucat de mult timp, vă dați seama. Bun, hai să începem cu Gem Grab-ul. O să jucăm chiar cu Jesse. Chiar cu Jesse cu care am jucat și ultima dată. Ok, hai să dăm drumul la primul meci. Să vedem dacă reușim să jucăm la fel de bine ca ultima dată. Ok. Și are un Shelly acolo. A scos-o pe Rosa. Și am pus roboțelul acolo. Momentan stăm aici să ne luăm viața. Să li se încarce din nou. Ok, avem opa. Nu. Oh, băi, foarte periculos Shelly la apropiere. Nu! Bun, măcar au rămas la noi în echipă gemurile. Și avem 6 la 4 momentan. Am mai luat acolo 3. Și mai avem nevoie de unul singur ca să intrăm în... Nu. Holy fuck, cum am pierdut acolo avantajul. Da, și nu știu unde s-a dus Rosa, probabil aici în... Nu e. Da, s-a ascuns probabil undeva prin iarbă. S-a dus acolo în colț. Băi, și pierdem primul meci. Începem destul de prost acest episod. Dar hai să mai jucăm. Ai, e greu pentru că a trecut destul de mult timp de când am mai jucat. Episodul de miercuri l-am filmat de fapt, cred că vinerea trecută. Hai să vedem. Ușor. Intrăm în zona de heal. Ok. Băi, și nu înțeleg cum de-au făcut ei nouă gemuri. A, și tipul ăsta ascuns. Damn it. Mamă, ce m-a scos. Ok, da, trebuie să-l găsim pe...
Da, ne luăm din nou bătaie. Ne luăm din nou bătaie. Destul de urât. Hai să mai dăm un match. Dacă nu, cred că vom schimba brawlerul. E clar că Jesse nu mai joacă cum mă așteptam. Avem deja 4 gemuri. Ok, hai să le colectăm repede pe astea de aici. Holy fuck, m-a scos acolo. Oh, da. Și ce răsturnare de situație. Reușim să câștigăm acest meci în care n-am jucat foarte bine, sincer. Dar important e că am obținut victoria. Bun. Hai să vedem. Ok, avem 3 quest-uri la care facem progres. Să mergem mai departe. Băi, o să schimbăm totuși. De fapt, hai să jucăm tot cu Jesse, pentru că avem 3 misiuni în paralel cu ea. Și... să vedem. Wow. Nu. Băi, nu înțeleg de unde apare problema asta cu netul, doar un Brawl Stars o am. Da, câte gemuri am pierdut acolo și nu e nimeni să se ducă să le ia. Nu pot să cred. Avem deja vreo 8. Hai să scoatem acest colt. Dai, nu cred. Băi, cât noroc a avut. Cât noroc a avut. Să scoatem neapărat pe Jesse de acolo. Da, bineînțeles, stă ascuns, are 14 gemuri. Băi, din păcate am avut o echipă foarte slabă. Da. O echipă foarte slabă, adică nu știu, era un tip care nu a jucat deloc. Ok, mai facem ceva progres aici. Hai să mai dăm un match cu Jesse. Probabil va fi ultimul.
Și e un început foarte prost de Brawl Stars, dar asta este. Sincer să fiu, nu mi se pare că am jucat atât de rău. Mai degrabă echipa în care am fost, uite, iar avem unul care nu face nimic. Și e foarte greu când în meciurile de 3 e unul care stă, băi, se cunoaște. Ok, mai avem nevoie de un singur gem. Și putem deja să ne retragem. Da, a dat un fail acel El Primo. Și obținem această ultimă victorie. Suntem și star player, da, ceea ce ne demonstrează că noi n-am jucat atât de rău. Bun. Ok. Băi, cred că am mai putea. Hai să mai dăm un match. Hai să mai dăm un match. Poate reușim să ajungem la următorul reward. Ok. Hai să vedem. Și pare că am cu echipieri destul de buni. Stăm foarte bine până acum. Ne-a scos acolo El Primo, dar reușim să păstrăm gemurile în echipă. Perfect. Și e și un Carl acolo. Carl e destul de periculos. Am strâns toate gemurile, sunt la mine. Da, și ne ducem să ne ascundem. E cea mai sigură tactică, mai ales când e un scor de genul și mai sunt doar câteva secunde. Bun, hai să vedem. Din nou suntem un star player. Facem în următorul rank cu Jesse și completăm una dintre misiuni. Ok, nu cred că sunt suficiente tokenuri ca să ne luăm următorul reward. Da, mai avem nevoie de vreo 60. Bun, ne oprim aici. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!